Pentru tine shorts, pentru mine sunt pantaloni cu două razmieruri. Ia nu-i scăde că ți-l vă la bămâș. Băi, bine lămurește-mă, și ia asta. E rușine. Adică s-a scos în pat, nu ți-e rușine. Dar mă, ta știi? Da, te-o le-am preocupat, păi și le-am un pistic balcon. Dacă puteți li strâns și dă-ne în ea, dar pe balcon poți arunci o căldare cu apă. Bun. Dar asta și? Nu știu. Cum nu știi? Stă la tine în haine și nu știi? Nu știu, tată, ai venit așa, bat vată și cu deadea Jora și ai luat cu un culioc și l-ai scos din șcaf. Pe Joric? Nu, culiocul. Dar Joric unde? În bană. Dar ce făcea de acolo? Azi dimineața, mama, când l-o văd ăsta cu... S-o spăriet? S-o spăriet. Dar mă, tam unde, măi? La bunica. La mormânt, da? Bunica e jie! Aaa... Dai mai spune ce mai făcut eu asară. Eee, dus televizorul la gunoi. Dar ce? Eee, dar păi ai venit asta și zis, eee, prea multe ați văzut în viața asta. Dar chiar așa e, pravina. Prea multe ați văzut în viața asta. Ia mai zis, ce mai făcut asară? Eee, aruncat un tablou pe fereastră. Dar ce? Eee, că-i dat focul. Uee, dar așa semni cu mine, mulțișoare, frumoșoară, mai... Adio, ei! Ia mai spune, ce mai făcut azar? La sasiet piu scric, dacă mai prind odată, îți stai capul. Și uei? Data asta nu știi și ne-o scris. A? Uei, da, azar, uei, ia mai trasul. Cu cine am fost? Ei, ai zis că te duci cu mășcioși la un binotic. Da, uei, gata, se-o, zavează-vă, că e prea rău cu tot. Hai să scoatem Joric din vană. Tată, eu mâneam o adunat de părinți. Și și te uiți cu ochii ăștia bulbucați la mine. Dar să vin și să mă uiți și nu ai de-ai topul. Precis? Precis, precis, hai să scoatem Joric din vană. Și fel de adunat fără profesor. Haideam.